Sunt ultimele informații oficiale, date noi care au venit din partea autorităților române în legătură cu evoluția coronavirus în România și în lume. Iată cum stăm, vorbim de 7067 cazuri nou apărute, noi cazuri de îmbolnăvire, 7067 cazuri noi la aproape 31.500 teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi sunt în București, 1762 noi cazuri de îmbolnăvire, Ilfov 664, județul Constanța 510. Avem 127 decese în ultimele 24 de ore. În total, până acum, vorbim de aproximativ 13.000 de români, oameni care au murit din cauza coronavirus. Crește numărul românilor care sunt internați în stare gravă la ATI, în secțiile de terapie intensivă. Avem 1.288 cazuri în secțiile de terapie intensivă. Până astăzi, în România, de la începutul pandemiei, avem aproximativ 540.000 de cazuri de coronavirus și aproximativ 435.000 de pacienți de români care au fost declarați vindecați. Coronavirus în România, vedem și evoluția COVID-19 la nivel mondial. În lume ne apropiem de 69.400.000 de cazuri de coronavirus, cu peste 48 de milioane de oameni care s-au vindecat și aproximativ 1.600.000 decese din cauza coronavirus. America are cele mai multe cazuri, se apropie de 16 milioane de cazuri de coronavirus, peste 296.000 decese. India, aproximativ 9.800.000 de cazuri. Brazilia, peste 6.700.000 de cazuri în Brazilia. Ultimele informații date noi despre evoluția coronavirus și nu numai pe site-ul nostru libertatea.ro, de asemenea și pe pagina noastră de Facebook.